Bună ziua! M-a rugat cineva dacă pot face o schemă electrică pentru un releu de monitorizare fază și cu releu de timp de întârziere. Vom face, vă voi explica două scheme, una care consider eu că este puțin greșită și eu am să vă explic de ce și ce probleme aveți sau ce problemă o să aveți, și una care o consider corectă. Am folosit pentru această simulare releul de timp de monitorizare fază și contactorul din gama Finder. Releul de timp este din gama 8001. Releul de monitorizare fază trifazat este din gama 7041, iar contactorul din gama 2234. În această schemă avem sursa, care este notată cu F1, adică siguranța noastră principală, F2, F3 și F4. Le-am pus pentru a vă demonstra un lucru. Releul de timp cu contactul lui auxiliar, releul de monitorizare fază trifazat cu contactul lui auxiliar și contactorul nostru, bobina și contactii principali. Iar spre consumatori am pus un motor. Asta ca să putem vedea când sunt alimentați consumatorii. După cum vedeți, ordinea este releul de timp dă comandă releului de monitorizare fază, iar releul de monitorizare fază ne închide contactorul. Haideți să pornim simularea, ca să vedem ce se întâmplă. Închidem F2, F3, F4. Închidem F1, iar releul nostru de timp, care l-am setat la 10 secunde, a început să numere. Deocamdată nu avem alimentați. A ajuns la 10 secunde, totul este ok. Avem alimentare la consumatori. Bun. L1. Să spunem că pierdem o fază. Am pierdut L1. A venit înapoi. Nu-i nimic. Releul nostru de timp începe să numere. Toate bune și frumoase. Acum trecem la L2. La L2, tot așa, am pierdut o fază, s-a întrerupt, dar când faza ne vine înapoi, nu mai trece prin releul de timp. Deci, dacă fazele sunt detectate, dacă totul este ok în releul de monitorizare fază, acesta ne va da direct tensiune la consumatori. La fel se întâmplă și cu L3-ul. Eu consider că este puțin greșit aici, pentru că întotdeauna ar trebui să ne funcționeze și releul de timp. Acum, avem ordinea, releul de timp, releul de fază și contactorul. E, le vom inversa. Vom pune primul releul de fază, după aceea releul de timp și contactorul. Și o să vedeți de ce. Și am să vă explic acum și cum le legăm. Nu am vrut să vă rețin în prima schemă pentru că nu aș folosi-o pe aceea. Releul ăsta de monitorizare fază, după cum vedeți la mine în simulator, nu are și cu N pentru a supraveghea nulul. Dar, mă rog, ne mișcăm cu ce avem. Bun. După cum vedeți, avem releul de monitorizare fază, este conectat direct. Dacă toate sunt ok aici, contactul lui aferent se va schimba și ne va alimenta releul de timp. Releul de timp, după ce termină numărătoarea, și el își va schimba starea contactului și ne va alimenta contactorul, care ne va alimenta consumatorii. Haideți să pornim. Închidem cele trei. Releul de monitorizare fază ne detectează că totul este ok, el este în regulă, ne-a dat comandă la releul de timp. Releul de timp ne dă comandă la contactor. Ne pică L1. După cum vedeți, releul de monitorizare fază a intrat în avarie și ne-a deschis contactul. Asta înseamnă că releul nostru de timp nu mai funcționează. Am cuplat, a venit faza înapoi, avem, el a detectat că toate sunt ok, toate fazele sunt ok,
ne-a dat comandă la releu de timp. 10 secunde, a numărat, a comutat contactul, ne-a pornit contactorul și, bineînțeles, sursa către consumatorii. Deschidem L2, iarăși releul nostru de monitorizare fază a intrat în avarie. Închidem F3-ul, adică L2-ul, da? Releul nostru de timp iarăși ne numără de la 10 și avem tensiune către consumatori. Deschidem L3-ul, adică F4, iarăși îl închidem, 10 secunde releul de timp ne numără și abia atunci ne vine, după 10 secunde, abia atunci ne închide contactorul. Bun. Acum, eu consider că această schemă este ok, că vom avea întotdeauna întârziere la alimentare consumatorii. După ce am citit comentariul de la un domn care m-a întrebat dacă pot să fac această schemă, m-am uitat și eu puțin pe YouTube să văd ce există pe acolo. Într-adevăr, nu am găsit schema aceasta, poate nu am căutat eu destul, dar am găsit o prezentare foarte frumoasă a sistemului, făcută de, nu mai știu, de altcineva, un canal. Vă aștept cu comentarii după ce dumneavoastră faceți acasă legăturile. Până data viitoare, vă salut pe toată lumea și spor la treabă!